Astăzi se împlinesc 129 de ani de când Dobrogea a revenit la patria mumă, România. Cam fiecare an, Consiliul Județean Tulcea și Ansamblul Artistic Palatele Deltei, în cinstea Marii Sărbători, organizează un spectacol folcloric pe care eu vă spun că nu o să-l uitați curând. Spectacolul a fost deschis de Orchestra Ansamblului Palatele Deltei, dirijată de Aurelian Croitoru. Vom continua cu suită de dansuri populare din zona Dobrogei, iar pe parcurs o să vă anunț programul. Toate la timpul lor. Vizionare plăcută!